Un parlamentar PNL de Giurgiu propune ca supermarketurile să fie închise în weekend. Marin Anton, căci despre el este vorba, spune că prin această modificare adusă legii 321 privind comercializarea produselor alimentare, va fi stimulat consumul intern, iar românii se vor duce la piață la sfârșit de săptămână să se aprovizioneze și nu la supermarket, unde producătorii nu au acces. A studiat această lege și a ajuns la concluzia că actul normativ este net favorabil acestor supermarketuri. Ideea pornind de la faptul că foarte mulți producători, inclusiv din colegiul meu, inclusiv din Colibaș și zona legumicolă și fructiera a județului Giurgiu, nu au acces la rețeaua de hipermarketuri. Aceste modificări în momentul ăsta sunt la nivel de discuție, sunt la nivel de analiză, la dezbatere publică. Motiv pentru care ieri a fost o ședință de dezbatere publică cu hipermarketurile. De asemenea, parlamentarul Marin Anton mai spune că în acest moment proiectul se află în stadiul de dezbatere cu reprezentanții supermarketurilor și că mulți au spus că are afaceri în domeniu și de aceea își dorește să aducă modificări acestei legi. Au insinuat că sunt eu mare producător de legume și fructe. Eu, într-adevăr, familia are ceva afaceri în domeniu, dar tot ce produce familia mea înseamnă vânzarea. Deci tot ce produce familia într-un an de zile înseamnă vânzarea în hipermarketuri 5 minute. Colegii dumneavoastră cum au văzut această propunere? Părerile sunt împărțite. În general, cred că 60% sunt împărțite la aceeași opinie. Părerile giurgiuvenilor sunt împărțite referitor la această propunere. Sunt păreri multe în sensul ăsta. Ar fi mai bine să cumpărăm de la țăran decât de la supermarket? Păi, concurența ne ajută să cumpărăm și de acolo și de dincolo, fără neapărat să închidem marketing, zic eu. O idee foarte bună. De ce? Pentru mine, pentru că eu cumpărăturile mi le fac în general de la piață. Bine, părerea mea. Acum ce să zic, sunt persoane care, spre exemplu, se duc la sfârșitul săptămânii să-și facă cumpărăturile la supermarket. Nu este prea bine, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le găsim la mici producători și de regulă sâmbătă și duminica se face aprovizionarea. Producătorii de legume și fructe spun că pentru ei ar fi binevenită această propunere. În felul acesta poate reușesc și ei să-și vândă marfa. Este o inițiativă foarte bună, pentru că aici piața se închide de vreme și toată lumea fuge la supermarketuri. Vă dați seama că și noi care suntem producători rămânem cu marfa nevândută, ne... Ar fi bine, sigur, că e marfa noastră și e să vindem și noi. Ar fi bine să fie așa, să fie și în piață. Cumpără lumea de la dumneavoastră? Cumpără, dar nu e vânzare mare, să știți. Nu, nu e vânzare mare. Fiecare sunt liberi să cumpere de unde vrea, deci nu putem să decidem noi. Modificările propuse în Comisia de Agricultură limitează orarul de funcționare al magazinelor cu o suprafață ce depășește 1500 de metri pătrați. Dacă modificarea va fi aprobată, acestea ar urma să fie deschise până sâmbătă la ora 14, iar duminica închis.